În rândul severinenilor și nu numai, sunt întâlnite tot mai multe accidente în care sunt implicate trotinete electrice. Am întrebat și noi astăzi ce părere au severinenii despre acest mijloc de transport și pericolele acestuia. Trotinetele electrice au devenit un real pericol în trafic. Deși sunt la modă și prietenoase cu mediul, sunt implicate frecvent în accidente rutiere, fie din neatenție, fie din nerespectarea regulilor de circulație. Credeți că trotinetele electrice sunt un beneficiu sau poate un real pericol, având în vedere accidentele care se întâmplă tot mai des? În primul rând, un real pericol, că sunt folosite de oameni, spunem așa, nepricepuți și aventurieri. Deci, sunt bune, nimic de zis, dar folosite după niște reguli stricte. Ce vârstă minimă credeți că ar trebui să aibă conducătorii acestor trotinete? De la 10 ani în sus. Minimum 10 ani. Că au un discernământ la 10 ani. Până aici, copilul e copilul. Credeți că ar fi necesară și o asigurare pentru eventualele accidente? Foarte mult. O mare, mare asigurare. Dar cine s-o plătească? Inclusiv posibilitate de accidente pentru bătrâni și chiar tinerii aceștia care nu știu să respecte regulile de circulație. Ce vârstă minimă credeți că ar trebui să aibă conducătorii acestor trotinete? Trebuie să fie conștienți de lucrul care îl fac. Minim 16 ani, mai jos nu. În mediul online și la știri au circulat tot felul de informații cum că ar fi necesare asigurări pentru aceste trotinete. Le credeți necesare și dumneavoastră? Ce asigurări? Asta pentru firmele de asigurări. Cred că nu au clienți. Ce să faci cu asta? După ce schilodești omul sau îl omori, plătește asigurarea și asigurările sunt tot din banii noștri ai țării aștia. Legislația este clară în ceea ce privește circulația trotinetelor de acest gen pe drumurile publice, iar ca o măsură de protecție, primăria Drobeta-Turnu-Severin a interzis trotinetele electrice în zonele pietonale din oraș din cauza numeroaselor incidente. Considerați că trotinetele electrice sunt un beneficiu sau un real pericol, având în vedere toate accidentele care se întâmplă? Este o întrebare care ne frământă în mod deosebit și răspunsul este foarte greu de dat datorită faptului că este o necesitate. Te ajută foarte mult, la un preț de cost foarte mic, te poți deplasa pe distanțe mari, îți poți rezolva multe probleme, dar ca orice mijloc de transport, având o viteză mare de deplasare, poate crea pericol atât pentru cel care o conduce, cât și pentru cei pe lângă care el trece cu trotineta. Ce vârstă minimă considerați că ar fi necesară pentru conducerea acestor trotinete? Având în vedere viteza lor, cred că 18 ani. Pentru că trebuie neapărat cel care o conduce să aibă un discernământ, să știe despre pericol pentru el și pentru cei din jurul lui. Considerați necesară o asigurare pentru eventualele accidente? Draga mea, asigurarea, peste tot se folosește asigurarea. În cazul de față, când e vorba despre tot felul de copii și tineri care nu știu nici ce este asigurarea, nu e binevenită. El trebuie să fie educat ca să folosească o viteză corespunzătoare pentru a nu se accidenta el și ceilalți. Nu asigurarea mă interesează la urmă, că mă duc în instanță și după multe și multe procese, sunt sau nu sunt vinovat, plătește asigurarea și nu mi se pare un lucru necesar și bun. Educația e problema. De asemenea, în cazul nerespectării normelor de circulație, conducătorii acestor vehicule pot fi sancționați cu amendă prevăzută în clasa a doua de sancțiuni, respectiv 4-5 puncte amendă. Excepție face nerespectarea prevederilor privind dotarea trotinetelor electrice cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant fluorescente. În acest caz, amenda este cuprinsă între 6 și 8 puncte de amendă.